Accesul candidaților în centrele de examen unde au susținut astăzi proba obligatorie a profilului istorie în cazul elevilor care au urmat un profil uman, respectiv matematică în cazul celor care au absolvit un profil real, a avut loc în intervalul 7:30-8:30 pe baza unui act de identitate valid cu fotografie. Examenul a început la ora 9, iar elevii au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Mulțumiți sau nu de subiecte, absolvenții nu se așteaptă la note foarte mari. Unii dintre ei au declarat că subiectele au fost ușoare doar pentru cei care au aprofundat materia. Cum ți s-au părut subiectele? În concepția mea mi s-au părut niște subiecte ușoare, concepute bine de profesori și am știut să scriu. La ce ai dat? La istorie. Istoria României. Ce notă crezi că vei lua? Notă 7, 8, ce vrea Domnul Dumnezeu. Cât de cât ușoare. La ce ai dat? La istorie. A fost bine, a fost ok. Ce notă crezi că vei lua? După ce am făcut, trebuie să iau undeva peste 6-7, iau. Sunt optimistă. Destul de ușoare. La ce ai dat? La istorie. Ce notă crezi că vei lua? 8, sper la un 8. Sunt de abordabile și am avut cum să le tratăm. La ce ai dat? Istorie. Ce ți-a picat la subiectul 3? Rolul Constituțiilor. Și ai știut? Bineînțeles. Pentru susținerea probelor scrise în cele 9 centre de examen organizate în județul Giurgiu, s-au înscris peste 1400 de candidați din toate promoțiile. Ultima probă scrisă, proba la alegerea profilului și specializării, este programată vineri. În funcție de cele 2 criterii, candidații au putut opta pentru una dintre următoarele discipline: biologie, chimie, fizică, economie, filozofie, geografie, informatică, logică și argumentare, sociologie și psihologie. Afișarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 12 iulie până la ora 16. În aceea zi vor putea fi depuse contestațiile în intervalul orar 16:20. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 16 iulie.